Bună seara, doamnelor și domnilor, bună seara, diaspora media. Ce faceți? Încă o dată miroasea weekend. De data asta miroasea weekend mai periculos. Haideți să aprindem luminile, să fim toți perfecti. Să ne vadă lumea că am rămas întregi. Și suntem gata de încă o seară, unde astăzi se stabilește ultimul patru și gata. Rămân patru. Bine, pur și simplu nu vine să cred că am ajuns aici, la această etapă, după care urmează o finală super, super aprinsă, așa cum este și finala Eurovision. Da, nu știu dacă ai avut timp să vizionezi tot ce s-a întâmplat ieri la Eurovision, dar a fost o bătălie super tare, super frumoasă, super colorată. Sincer, m-am bucurat tare mult pentru tot ce am văzut. Mi s-a bucurat ochiul și inima să văd că Republica Moldova a ajuns în finală. Felicitări, pentru că noi totuși avem talente, noi totuși suntem Republica Moldova, o țară mică, dar atât de bogată și atât de puternică. Cu această ocazie vreau să spun tuturor bună seara și bine ați venit la Diaspora, postul de radio care vă iubește, care se închină în fața celor care donează pe patreon.com. Datorită vouă, acest proiect are viață, are suflet, are speranță. Parcă am asistat la o lecție teologică și Diana la sfârșit a spus: copiii, sunteți liberi, asta e ce am vrut să spun. Am fost la tribunal. Ziceam eu, hai să-mi continui ideea că Natalia Gordienko. Păi da, te-am lăsat pe tine să-i pronunți numele, pentru că știu că o admir, știu că îți plac blondele, chiar dacă ai acasă o brunetă. Și ce să zic, felicitări Nataliei. Da, dacă tot e lupta Eurovisionului, astăzi de ce să nu vorbim de Natalia Gordienko? Păi stai, gata, să fac trecerea. Lasă-mă să fac trecerea. Astăzi este ziua de naștere a finuței mele, Nicoleta. Uite ce trecere frumoasă fac eu către lupta vloggerilor. Este o super petrecere undeva în oraș, undeva în centrul, inima orașului. Acolo unde toți cumetrii mei și prietenii mei sărbătoresc fără mine și mă așteaptă să plec de aici cât mai repede, de la lupta vloggerilor, alături de Anatolie Melnic. Am făcut o introducere bună? Ce zici? Merit un 10? Hai mă, că mă dor fălcile deja. Sincer, râd din toată inima. Nici nu știu, nu mai merit. Nu mai merit să mă enervez, sincer. Acum, pe bune, nu mă mai enervez. Cu metrii mei mi-au zis că eu trebuie să încep această emisiune cu la mulți ani pentru Nicoleta. Gata mă, la mulți ani Nicoleta. La mulți ani tuturor fetițelor, cochetelor, drăguțelor. Începem lupta vloggerilor. Te rog, termină, că ai vorbit de Gordienko, ai vorbit de finuța ta. Te rog frumos, nu mi-e interesant deloc. Ce să zic, proiectul tău nu se compară cu alte proiecte interesante din viața noastră. Nu mai am aer, pur și simplu. Hai, vorbește mai departe. Uite, am să stau aici. Hai, dacă tot. Mor! Vreau să spun că mi-a fost foarte dor de Anatolie, mai ales că nu l-am văzut două zile lipsă la Diaspora. Și m-a făcut acest dor pur și simplu să mă mănânce. Gata, mai sting microfonul, că eu vreau să-i vorbesc singur puțin. Au rămas patru, astăzi se întâlnesc doi băieți, unul care a scos, pe cine a scos, mă, Slusarenko? Cu cine a luptat, mă, Slusarenko? Cu cine? Cu Cristian Cibotari. Pe Cristian Cibotari l-au scos. Iar ăsta, Josanu, a pierdut de la Ina Terescenko, dar ați avut posibilitatea să-l readuceți înapoi voi, Diaspora, de pe Facebook, datorită faptului că Ania Țapeș s-a retras din concurs când trebuia să lupte cu Terescenko. Așadar, îi invităm pe cei doi, unul din cei doi. Astăzi ajung în ultimii patru. Doamnelor și domnilor, în această seară, Vlad Slusarenko, concurentul. În această seară, cum spuneam, e cel care voi, Diaspora, l-ați întors înapoi prin intermediul voturilor. Josan! Hai, Josane! Josan a mai primit o șansă. Come on! Ce dans are ăsta? Ce dans are ăsta? Ne pune a pute. Come on! Tăcuți eroi. Viața de cer. Fii de mister.
mă, du-te, bă, Josane, du-te, mă, vină, nu du-te, dar vină și te calmează. Hai să vedem, hai să vă deschid la toată lumea microfoanele, o să aveți nevoie. Mă, ați spus la oamenii voștri să distribuie, să intre? Da. Da? Bună seara. Bună seara, bună seara. Ce faceți, mă, copii? Lucrăm din greu, să trăim ușor. Lucrăm din greu, să trăiască alții din alții. Mă, Josane, felicitări cu întoarcerea, te-a votat diaspora. Mulțumesc mult, mulțumesc la cei care m-au votat și mulțumesc la cei care o să mă votez și azi. Uite, aceeași problemă o ai ca și în lupta cu Terescenco. Vorbiți la microfon ca să vă auziți, adică puteți să vă mișcați, dar să vorbiți la microfon. Bun? Ok. Ce știți unul de altul? Tu ce știi de Vlad? Nimic. N-am idee cine mă uita. Frumos, frumos. Frumos, început. Stai, Diana, că îți deschid eu. Stai, Diana. Butonează-mă. Amuș. Microfonul 2, stai că îți deschid microfonul 2. Hai. Vladu, ce știi tu de Josan? Păi tot, Nic, eu abia de mai știu și fac copiii mei, nu că să mai știu și de alții și fac... Ce fac alți copii, da? Ce fac alți copii, da. Am înțeles. Bun. Voi doi știți prea bine ce aveți de făcut în această seară. Înainte de asta, repede, o să trecem la partenerii și sponsorii acestui proiect, da? Sunt cei care, datorită lor, există acest proiect. În această seară sunt doi parteneri și sponsori care nu au voie să voteze. O să ajungem la ei, așadar, partenerii proiectului A Priori, pentru că ne ești drag, bună seara, A Priori! Aveți seara... și câte un spumant la dispoziție, eu îl am pe cel roz, voi îl aveți pe cel negru, foarte, foarte gustos, le deschideți și chiar le serviți. Mergem mai departe, unul din sponsorii care nu au voie să voteze astăzi, Damalio, magazin de construcții, nu are voie să voteze, bună seara, Damalio, datorită faptului că... După prima etapă, după ce Vlad l-a bătut pe Cristian, s-a calificat mai departe, Damalio i-a propus un contract, nu știu de ce, uite, vezi cum... Ce face diaspora? Ai văzut cum unește oamenii? Da. Super tare! Transport, pasageri și pachete Moldova, Anglia, Scoția, la mulți ani, mersi! Mulțumim pentru prezență și participare! Încă un partener, încă un sponsor care nu are voie să voteze. E vorba de Gold Car Wash, spălătorie auto. Da, Gold Car Wash nu are voie să voteze pentru că Damale i-a dat lui ăsta, colaborare Gold i-a dat lui ăsta. Ce mai? Ofertă de muncă în Germania. Gago Work Service. Bună seara, Gago Work Service. Așa. Sala de fitness Premier Fitness. Bună seara, Premier Fitness. Mai toți, de fapt toți partenerii și sponsorii au premii pentru ultimii patru. Mergem mai departe la sponsori Panda Tour, agenție de turism. Bună seara, mulțumim, Panda Tour. Mulțumim, mulțumim. Magazin de reparații și accesorii pentru telefoane. Maxi Shop, bună seara. Foarte bine. Și sala... Vreau să spun sala de fitness, dar nu e, a fost deja Premier Fitness, da? Cam astea sunt băieții. Mulțumim bun. Pentru prezență. Mersi mult, băieții. Și susținere. Baftă succes înainte de a începe lupta. Puteți să vă spuneți unul la altul ce vreți. Încântat de cunoștință. Bă, citiți la mine, uite la dânsul. Că nu... Ai fi momentat la dânsul. Hai, zi ce vrei, urează. Încântat de cunoștință și atât. Ah, gata, da? Da, deci. Vlado? Eu nu. Ok. Prima probă a avut loc două zile în urmă, unde v-am chemat la zona 47. Zona 47, acolo unde, pe strada Paris, ați întâlnit realitatea virtuală, da? Realitatea virtuală. Acolo v-ați luptat, ați luat cu câte un prieten și ați luptat. Cum a fost, puteți să spuneți? Tare, nice. Da, mi-a plăcut. A fost un fel de fitness. Păi cât a durat? Ca timp. 40 de minute. Da. 40 de minute. Dar nu v-ați săturat unul de celălalt în 40 de minute să vă împușcați, să vă omorâți acolo? Să vă trageți. Nu v-ați săturat să vă trageți 45 de minute? Nu. Fost fain. Deci de aia au venit acum la lupta vloggerilor, că nu s-au săturat unul de celălalt. Noi nu vedem realitate, eu vedeam robot. Și nu. Ei, vedeai tu robot, dar știai în conștientul tău că este el. Ok, Aurica, noi suntem gata cu videoul. Da? Atenție, doamnelor și domnilor. Ce s-a întâmplat la zona 47 între ăștia doi și vă spunem și rezultatul după. Ia! Diaspora, Diaspora FM.
dorești să fii independent financiar și să câștigi bine, angajează-te în Germania cu oferte direct de la angajator. Salariu net cuprins între 1400 și 2000 de euro lunar. Posesia actelor europene este obligatorie. Pentru informații suplimentare, sună acum la numărul 078-985575 sau accesează pagina de Facebook Gagu Work Service. Finisați reparația casei cu Damalio. În premieră, în magazinul Damalio, poți procura în rate cu 0% toate produsele. Polisteren, expandat și grafitat, vate minerale, adezivi, uși, sisteme de încălzire, laminat, teracotă și chiar totul pentru băi. Ne găsiți pe strada Varniță 2/14. Faceți reparație frumoasă cu Damalio acasă. Yeah. Diaspora Media, partenerul tău într-o afacere de succes. Îți oferim publicitate eficientă la cele mai avantajoase condiții. Pentru informații, sună acum la telefon 373-7909-939. Diaspora Media. Fii mai aproape de cei dragi! Avem vlogeri care doar cu nasul în telefon stau. Bă, Josane, aici nu e ca la TRC. Gata, s-a terminat cu joaca. Cu telefoanele, că eu vreau să vă spun că de săptămâna trecută am vrut eu să bag niște reguli în plus, să îi scăliți niște certificate în ceea ce ține de prostiile și cuvintele necenzurate. Eu din start, uite, eu opresc din start, vă rog frumos, da, începem cu voi azi, chiar dacă știu că voi nu aveți nebuniile astea, dar vă rog frumos, fără cuvinte necenzurate, că suntem radio, totuși să uită la noi diferiți oameni, diferite vârste și tot așa mai departe. Bun. La zona 47, o echipă a omorât de 58 de ori și a murit de 37. Altă echipă a omorât de 35 și a murit de 62. Wow! Da? Iar echipa câștigătoare la zona 47 și prima probă este câștigată de Josan. Câștigă proba zona 47. Măi, cum ai reușit așa ceva? Zim, ce calități ai de l-ai omorât de atâtea ori? Ideea e foarte simplă. Înainte ca să iasă jocurile date, eu le-am testat, pe mine le-au testat. Așa, cine? Cei care le-au scos. Extraterestri. Da. Eu vreau să spun o statistică, poate nu e importantă pentru voi. Nu e importantă, vă rog, puteți n-o spuneți. O statistică care spune că cine a câștigat la zona 47, a pierdut lupta. De fiecare dată s-a întâmplat asta. De fiecare dată, numai la Ina Terescencu nu s-a întâmplat asta. O singură excepție. Da, în rest, toți care au câștigat zona 47 au pierdut seara. Mergem cu proba numărul 2, cultură generală. Cum sunteți? Josane, hai să ne aducem aminte că data trecută tu ai descoperit că ce? Că China e în continent african. A, așa. Ia mâna de la gură și spune sus și tare că China a fost în Africa. A fost. Josane, ești gata? Da. Cultură generală e proba care contează foarte mult. De fapt, în cazul în care este egalitate la sponsori și la Facebook, în cazul în care este egalitate și la probe este egal, să ia prima probă cultura generală, e importantă. Josane, ai un minut la dispoziție. Sunt întrebări spre deosebire de alte emisiuni. Astăzi sunt întrebări mai greuțe. Când zic mai greuțe, înseamnă că așa am vrut eu. Uh-huh. Da? Adică să nu vă supărați, dar sunt mai greuțe pentru că eu vreau să iasă unul bun, unul din voi ajunge în ultimii patru. Cel mai da? Bun. Da? Atenție. Sunt greuțe, zic eu, dar cine știe? Josane, dacă nu știi, zici pas și tot așa mai departe. Cine îți ține pumnii de acasă? Toți. Toți pumnii, da? Bravo, bravo. Toți pumnii vor fi pe tine dacă pierzi. Atenție, ești gata? Da. 3, 2, 1, mergem. Cum se numește în fotbal lovitura de la 11 metri?
Penalti. Corect. Cum se mai numește shawarma? Kebab. Corect. Cum se spune la patron de armă? Patron? Nu. Desen pe corp. Tatuaj. Corect. Dans din Georgia. Bachata? Nu. Cine e născut în ianuarie? Continuă. Nu știu. Pas. Ce arată la ProTV la orele 20.00? Meteo? Nu. Accesorii care acoperă pieptul femeilor. Sten. Corect. Actorul principal din Forsaj. Dominic Toretto. Nu. Cum se mai spune la dezbrăcarea miresei? Nu știu. Te-am prins cu Mățan? Sac. Așa. Liderul comuniștilor? Nu, ai stat, cum îl cheamă? Bărăni. Cum se traduce Lubovniță? Lubovniță, da, prieten. Nu. Amant. Obiect de amant. Lucru pentru, obiect de lucru pentru un arbitru. Fluier. Corect. Cum se mai spune la ex-prietena mea? Ex-prietena mea? A expirat timpul. Da. Cum se spune la ex-prietena mea? Oricum nu le iau în vizor. Dar nu știu. Ex. Ex-prietena mea? Fosta. A, fosta. Da? Josane, hai să vedem prin ce ai trecut tu. Ai ghicit așa cum se spune la patron de armă. Cum se mai spune la patron la armă? Glonț? Glonț, da. Glonț. Dans din Georgia. Baciata. Lesghinca? Okay. Ce are baciata cu Georgia? Baciata, lămurește-mă și asta baciata. Ce asta baciata? E ceva latino, ceva baciata, altceva. La tine baciata în Georgia, da? Da, eu am presupus. Bravo, Josane. Cine e născut în ianuarie? Cum e, bă? Să se ridice sus. Ce, mă, nu știi cântecul ăsta? Mă, Doamne, la toate petrecerile ăsta este number one. Ce arată la ProTV la orele 20.00? Bă, Josane, la orele 20.00, ce arată la ProTV? Tu ai zis meteo, mă. Dar ce arată? Eu nu mă uit la televizor, Anatol. Știrile, mă, ProTV, la 20.00. Ok. Dar ProTV ăsta și sunt știrile. Ustură! Ce? E post televiziune sau? Caroci. Tu nu știi că noi acolo cu Anatolie avem o emisiune Gusturile, nu, se măi, discută în fiecare sâmbătă seara la ora 9. El nu știe de știri, dar tu îi zici, da, de emisiunea să-ți noastră. Fie rușine să te uiți cum noi gătim acolo, cum actorul, ne gătim unul pe celălalt. Actorul principal din Forsaj. Dominic Toretto. Vin Diesel. Păi Dominic Toretto, el e în Forsaj, el e ca numele Dominic Toretto. Dar în realitate, cum îi zice lui? Dar tu nu m-ai întrebat în realitate. Dar în ce te-am întrebat? Numele din Forsaj. Actorul principal din Forsaj, din Forsaj. Dominic Toretto. Dominic Toretto. Putem să luăm ca răspuns, da, corect, cred că totuși. Tu, dacă mă întrebai cine este actorul, actor, buletin, actorul, da, principal din Titanic. Spune-mi, te rog, tu mă înveți teoriei chibritului acum. Sau, eu am spus Vin Diesel, Vin Diesel trebuia să spun. Dominic Toretto. Dominic, a răspuns, nu, incorrect. Incorrect, mă, uh-huh. Ce are Dominic Toretto? Acum să întreb actorul principal din Titanic și o să spui Jack, da? Da. Vezi? Mergem mai departe. Cum se mai spune la dezbrăcarea miresei? Despodobitul miresei, se mai spune, da? El nu, dacă nu e însurat, nu știe, Anatol. Cum se traduce Lubovniță? Pe mine mă interesează, pe mine mă interesează doar primul răspuns. Primul răspuns tu l-ai dat greșit, așa că nu pot să-ți spun, pentru că eu am specificat asta, da? Uh-huh. Cum se mai spune la ex-prietena mea? Fosta. N-a răspuns corect. Cât are? Din 16 întrebări, a răspuns corect la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 răspunsuri corecte. 7 răspunsuri corecte? Felicitări, mă! A fost bine oricum. Da, îmi pare puțin. Îmi pare că a răspuns la mai multe corecte. Penalte, kebab, tatuaj, sutien, așa, sac, sau da, ce sac, da? Da. Voronin și fluier. Așa. Bine, bravo, mă, Josane, 7. Acum, Vlad, felicitări. Ai știut răspunsurile la astea? Da, la câteva am știut. La care n-ai știut? Da, nu-mi dau seama. A, la... Cred că le șleptești. Ok, Vladu, împărțim ecranele, cultură generală, un minut la dispoziție, trebuie să răspunzi mai mult de 7 ca să ieși în față la proba asta. 3, dar la tine tot nu sunt ușoare. 1, 2, 3 este, da? 3, 2, 1... Start, spune o piesă de a lui Michael Jackson. Billie Jean. Corect. Femeia porcului. Scroafa. Corect. În box, ce poate să arunce antrenorul în ring? Șervetul alb. Corect. Cum se numește proiectul lui Valeriu Rașcu? Banca de bancuri. Cum se cheamă oamenii care păzesc cineva? Paznici. Sperietor de ce ore în copaci?
Matahale. Corect. Câte găuri are bila de bowling? Două. Cum e cap în engleză? Head. Corect. Cum se mai spune la pojar? Incendiu. Corect. Personaj de desen animat verde căsătorit cu Fiona? Shrek. Corect. Emisiunea rusă unde se strâng echipă și concurează la umor? Kevin. Corect. Directorul Dana White e la? Nu știu. Vino, vino cu mine în al nouălea. Cer. Corect. Cum se mai spune la Tamada? Moderator. Cinematograful din India se numește cinematografia? Bollywood. Emisiunea condusă de Natalia Kertene se numește? Pas. Pas. A expirat timpul. Bravo. Hai să vedem. Este de bowling care trei. A avut și ajunge la bowling. Bă, s-a răspuns multe la tine. Câte găuri are bila de bowling? Trei. Da, ai spus două. Da, am spus două. De mult n-am jucat bowling. Am și uitat cum el o să apucă, genii, bila și... Emisiunea rusă, directorul Dana White, era directorul UFC. Ah, Dana White. Nu mă uit, ok. Bollywood, emisiunea condusă de Natalia Kertene. Natalia Kertene. Natalia Kertene conduce emisiunea. Da, știu ceva, eu știu cine e Natalia Kertene, dar nu știu emisiunea cum. Dacă îți spui, mai zic da, da. E neagră? Cum? Cutia neagră? Cutia neagră, bravo, bravo, Josan. Vorbește Moldova, da, bravo. Ah, bravo, Josan. Da, cutia neagră, cutia neagră, Josan. Bravo. Câte are, Diana? Și nu am înțeles la răspunsul 5, bodyguard a spus paznic. Și răspunsul ar trebui să fie bodyguard, ce l-a spus paznic. Da, pe cineva. Acolo era pe cineva, deci persoană, nu ceva. Deci, eu am înțeles ceva. Cum se cheamă oamenii care păzesc pe cineva? Da, bodyguard. Bodyguard. El a spus paznic. El a spus paznic. Da, paznic. Paznic nu. Da. Deci este incorrect, incorrect răspunsul. Da. Din 16 întrebări, ai răspuns corect la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 răspunsuri 12. Corecte. Slusarenko, fugi, Diana, fugi, Diana. Slusarenko bate la proba cultură generală, noi mergem cu proba a treia. Proba a treia e una în care această probă a adus calificare pentru mulți din voi, cei care ați participat, pentru că depinde foarte mult cum stați la capitolul imaginație, improvizație sau cum vă dați seama cine vine sub mască. Pentru că acest proiect e de la Panda Tour, un proiect în care vine cineva în mască. Eu vă dau indicii de persoana dată. În cazul în care știți, ridicați mâna, în cazul în care răspundeți greșit, următorul care trebuie să răspundă e celălalt. Atenție! Intră masca noastră! Intră masca! Oare cine e? Josan, eu încă nu mă pot liniști de la cutia neagră când ai spus, adică... Ok. Tu i-ai văzut încălțămintea? I-ai văzut încălțămintea. Sunteți gata de primul indiciu? Sunteți gata de primul indiciu? Da. Primul indiciu e că... E că... Sunt... doi cei mai tari din Republica Moldova în ceea ce fac ei. Sunt doi cei mai tari în domeniul lor. Anume, ca trupă, ca duet, sunt cei mai tari din Moldova la ceea ce fac ei anume. Ce duceți, mă? Hai! Mă! Hai să văd de acasă. Știe cineva de acasă... Oare despre cine este vorba? Despre cine vorbesc? Pentru că cei de acasă au repede simțul ăsta. Uite, cineva zice aia. Cineva a scris Maia Sandu. Sergiu a scris Maia Sandu. Adică... Cineva scrie Mor. Mor, da. Nu? Nu? Mergem cu indiciu numărul 2. Sunt prieteni foarte buni cu capușon.
Magnat? Vreau să ridicați mâna în sus. Magnat? Cine? Magnat? Tu crezi că Magnat e sub scenă? E sub, sub mască. Tu ai vreo variantă, Vlad? Sau dau alt indiciu? Sau poate e corect Magnat? Păi, cu căpșon îți cunosc mulți oameni și... Eu nu m-aș grăbi să răspund. Adică da, pot să răspund acum dacă el a zis și eu, am, și eu greșesc și eu mergem mai departe cumva, da? Da, vezi că... Ha. Eu am zis că sunt un... În ceea ce fac, sunt un duet cel mai bun din ceea ce fac ei. Eu nu zic fioctist. Cine? Fioctist. Fioctist? Nu, gen, dacă ai spus că trupă cumva, încerc să fac o legătură. Dacă... Deci tu ai zis Magnat și tu ai zis feoctist. Unul din voi doi are dreptate. Unul din voi are dreptate. Iar cel care are dreptate este masca. Se scoate. Sub mască este Feoctist! Feoctist este! Bravo! Salutare și bună seara! Bună seara, Feoctistule! Du-te la Vladu! Bună seara, Feo! Bună seara, Feo! Cum e mască? Foarte cald. Foarte cald. Spuneți-l lui Jochi că s-a uitat pomada. A rămas miros lui Jochi. Mă, Josane, de ce ai zis Magnat? Tu doar îl știi la înălțime pe Magnat. Mai josuț. La microfonul. E mai josuț. E mai josuț Magnat, doar mă. Dar nu m-am gândit la fioctest, adică plin. E ca bă, ambii prieteni cu căpșon. Așa, așa. Și tu înălțimea, putea trebuia să spună totul înălțimea, nu? Dar nu, personal niciodată nu m-am văzut cu Magnat, adică... Cu Magnat niciodată? Cu Fioctist ai văzut vreodată? L-am văzut. L-ai văzut? L-am văzut, eu l-am văzut. Mm. Înainte de culcare sau? Nu. În vis. Înainte de zâre. Fioctist! Trebuie să mai fac ceva. Da, spune ce faceți cu Magnat, ce mai scoateți, ce mai... Super, curând lansăm un nou album, nu știm dacă anul ăsta. Uh-huh. Nu suntem siguri că este nici... Păi curând înseamnă în curând, dar anul viitor. Trolează-mă omul. Păi mă minte frumos, uite la el. Mama, eu sunt la radio, mersi frumos. Atenție, concurs, Padărescu 7+. Pune like pe Instagram și o să te joci cu urs. Hai la o poză cu un urs, treceți la poze. Hai poze. Vlad Slusarenco câștigă și această probă. Anatole, vreau și eu o pandă de aia. Dar nu știu ce costumă ăsta, nu știu de unde l-au luat în general. Josan, taci mai ghini, gândești când taci. Ok. Fioctist, dă-l cu ruj pe Josan, cineva zice. E scorul de 2-1 în acest moment la probe. Fioctist, mersi mult, mă. Mulțumim, mult succes, pa! Copii, mergem cu proba numărul 4, e vorba de rosturi, glume, unul pe seama celuilalt. V-am rugat să vă pregătiți câte 7, da? Câte 7 glume, unul pe seama celuilalt. Vă readucem aminte, cei care n-au urmărit săptămâna trecută, puteți să vă uitați la lupta Ina Interescenco cu Elena Dumitraș, ce-a fost la rost săptămâna trecută. Ați văzut ce-a fost acolo săptămâna trecută? Da, eu am văzut. Așa. Eu n-am văzut. N-ai văzut. Josane, vezi ce înseamnă să fii atent, să te uiți la emisiune, pentru că e foarte important, da? Da. Bun. Cine începe primul din voi doi cu rosturile? Începe Vlad, adică eu am început. Cred că cel care a câștigat, nu? Cel care a câștigat. Atenție, Vlad. Prima glumă despre Josan. La 3, 2, 1. Începe rostul. Josan a zburat din concurs odată, dar pentru să l-a întors înapoi, numai pentru asta, ca să-mi șterg ochișoarele de dans. Oh, nu! Mamă! Și uite, afară a plouat și, Doamne, îți dai seama ce papuci murdare are! Băi, Josane, cum ți-a părut asta? Deci te lasă cu pete. E bună. Foarte bună asta, e bună. Băi, te-am rugat să nu înjuri și tu spui, e bună. Ce să sting, mă? Hai, spune.
Sulă, mă întreb Sulă dacă se poate la radio? Doar dacă e de înțeles de cusut. Da. Dacă e ne... bun. Catare, catare, bă. Nu, eu m-am uitat la cu Daniela Cheltorș, dar păi atunci noi am vorbit de Sula de încălțăminte, pentru încălțăminte, da. Caruci. Așa, prima glumă a lui Josan lui Vlad. Pe mine dacă m-ar întreba două locuri unde să-mi bag Sula, eu aș spune numele tău. Ce zici de asta, mă, Vlad? Stai, capiș. Mă, sincer, am înțeles că despre papucii tăi, nu? Da, mă, de Sulă s-o referit de Sulă, de încălțăminte, da. Exact. S-aduc eu deci tu vrei să-l calci în picioare și el își bagă acum Sulă. Papuci. Un papuc. Da, okay. Da. Bun, bă, nu rău început. Da, foarte bun. A doua. Nu sigur că pe asta să înțeleagă, dar în fine eu zic... Nu grăbi. Da? Hai, bine, bine. Deci dacă oamenii deștepți au smartphone-uri, atunci Josan are stupid phone. Scuze! Ce părere ai? Cum crezi la ce se referim? Doamne! Orice staramotne sau că e... Sau că e super cool. Bă, eu n-am înțeles nimic. Lămurește-i, mă, că el nu înțeles. Mă, smartphone, ăsta e telefon deștept. Eu înțeles. Da? Dar dacă oamenii deștepți au smartphone, gen ei, oamenii deștepți au smartphone, tu ai stupid phone. Uh-huh. Nu, stupid asta prost. Ok. Ok. Să stăm chiar toți la morim. Tu ai înțeles că noi am râs din complezență, adică nu mi-a plăcut, sincer. Noi am crezut că jur că nu mi-a plăcut gluma. Chiar nu mi-a plăcut, dar am râs așa ca să se simtă bine Vlad. Vlad, noi la curent, dar eu am și mașină smart, așa că... Dacă știi de la șipura din el... Dar eu cicat toate literele și alea. Eu le-am ridicat înapoi. Gluma numărul 2. Hai. Mai bine din tine făceau un list de șeferi și astupau un viceu decât vineai tu la emisiune. Aki, e bună tu! E bună, mă, e bună, mă, da! E bună, e bună, ce părere ai? Păi, dar nu înțeleg cum. Când făceau un list de șiferi? Cine făceau un list de șiferi? Cine făceau? Nu, pe mai gine făceau un list de șiferi. Cine al făcea listul cel de șiferi? Oamenii. Tu crezi că mine oamenii m-au făcut? Dar cine? Mama cu tata. Nu sunt oameni? Băi. Okay, okay, okay. Anatol, știi de ce am muțit? Pentru că încercam tăcând să simt mirosul. Ok. Gluma numărul 3, Vlad. Băi, deci Diana Gruțca e ochiurât când a văzut videosul lui Vasia Rosan. Interpretă din Rusia. Asta e. E umor, e să uită la videoclipurile mele. Asta e umor negru. E umor negru, negru. Bă, dar ce negru poate să fie. E negru Măjosane. E albastru. E negru Măjosane mare, e negru, negru. Ia. Hai, Josane, zi. Vlad, ține minte, fundul tău e ca o minge. Nu trebuie să-l dai la nimeni, poți să-l spargă. Ok, nu rău. Nu rău asta. Nu rău asta. Bun. Da. Dar te-ai uitat la fundul lui Vlad, te-ai uitat și ai văzut că are probleme, da? Abia tăi chestii în urma mea tot vremea. Da. Mă, sunt eu în partea dreaptă și tu te uiți la fundul lui Vlad? Dar eu am femeie aici. Oh my God. Okay. Gluma numărul 4, Vladu. Așa. Și un surdomot când se uită la fotbal și vrea să strige gol, arată cu degetul la capul lui Vasile Rosan. Ce părere ai de gluma asta? My God. Așa, 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 da? Da, nu ți-a plăcut, nu? Dar capul tău e plin? E cu ce? Nu e cu gol? Cu păr. Cu păr. Capul cu păr. Dar chiar ai capul, o podoabă capilară foarte frumoasă. Îmi place, da. Hai, Josan. Vlad, nu te întâlni niciodată cu fată cei care nu-ți respectă femeia. Asta e de la copil o venit, da? Băi, menaj antroa? A venit bumerangul înapoi, mă zic cum e dat-o? I-o dat-o, a? Bine rău? I-o dat-o? Da. La ce să referiți? La ce te referi, mă? La lupta vloggerilor? La lupta vloggerilor, da? Am înțeles. Mergem mai departe, Vladu, gluma câtă? Numărul 5, da? 5, da. Hai. Când în fața oglinzei fermecătoare, Josan întreabă, oglindă oglinjoare, cine e cel mai prost din țară? El se vede pe dânsul acolo.
Și eu care credeam că în oglindă se uită numai femeile, știi? Dar eu știam multe glume cu tema oglindă, oglinzoară. Doamne, spune cine ce mai frumoasă și oglinda spune dă-ți la o parte că nu văd nimic, știi? Da, asta, da, da, asta, nu știam. Ce părere ai de gluma asta? E bun. E bună, iar în jur, ți-am rugat fără prostii, dar tu iar e bună. E ok. Hai, acum așa o... Dați-ne țipări, dar... Fără prostii. Vlad, cât de găină nu ți-ar fi femeia, tu niciodată să nu fii petuh. Doamne ajută să cânte cocoșul în casă. Asta a fost bună. Asta e bună, mă. Asta chiar e cocoșată. Da, da, da. Răspunde, ăsta răspunde înapoi, vezi? E mai tânăr, dar răspunde, nu se lasă. Are tupeu. Da, da. Gluma numărul 6, Vladu. Musca se așează pe rahat pentru că nu vrea să stăie pe Vasea Rusan. Super. Ne-am pierdut vocea cu voi, nebunilor. Super musca, da? Am făcut alegere corectă. Deși stai, moștile, pe mine când poți stai pe rahat. Mă, ce... Cum crezi? E bună gata, ha? Da. Hai că sunt stai că eu mi-am închipuit cum e asta, știi? Ok. Josane, gluma numărul 6. Știi care e diferența dintre tine și Paris? Care? Eu în Paris am fost, dar în tine încă nu. Doamne, unde am ajuns? Țara nebunilor. E doar o glumă. Glumă. Da. Asta a fost bună și asta. Da, dar nu încă, parcă că acum mai zvii, știi? Nu știu, mi se pare că a fost destul de dureroasă, știi? Da, da. Ok, și ultima glumă din această seară din partea lui Vlad. Așa, om fără statut, om fără succes, om fără viitor, liniuță Vasile Jorsan, așa să răspund când voi fi întrebat și scrimpi coroana răposatului? Uite, la gluma asta lui, a să lichească altă glumă de-a mea. Ascultă. Așa pe glumă. Ești atât de chitaiski încât iPhone-urile bază de Android sunt mai buni ca glumele tale. Deci v-ați îngropat unul pe celălalt. Hai să aplaudăm, băicu, ce să aplaud? Că suntem la mormântare, n-ai înțeles? Ați fost tari. Sorry, Daxi. Da. Tot e bine? Care glumă ți-a părut cea mai bună din partea lui Vlad? Asupra ta. Nișuna. Nișuna, da? Nișuna. Nu, pe bine acum. Asta nu m-a supărat, dacă sincer, nișuna, dar... Da, care, ok, în viziunea lui părut, poate... Care ți-a părut una așa mai... Nu că mai adevărată, dar la mai care umori, râs, mai umoristă. La Diana râdit la Diegit. Eu râd la orice. Nu, deci... dar la care te-ai râs așa mai tare, care eu n-am înțeles-o în genere, așa a fost bună. Eu n-am înțeles-o, dar cu Diana Gurskaya? Da. Cu Gurskaya? Da, a fost asta. Umor negru. Aia e umor negru. Dar tu la care ți-a plăcut la el? Mi-a plăcut asta cu petuhul, mi-a plăcut. Cu petuhul, da. E bună, da? E bună. Bine mă, Josane, bine mă, Vladu. La proba asta o să punem acolo punctaj. Mergem cu proba numărul 5 din această seară, proba în care voi ați venit cu câte un prieten. Da. Da? Vasile, începem cu tine. Tu, Susarenco, treci acolo. Cine este prietenul care a venit cu tine? Prietena mea. Prietena ta, cum o cheamă? Patricia. Patricia, ok. Salut! Bună seara! Data trecută, Vasile, prietenul tău, a pierdut. Nu te-a dezamăgit? Nu ai rămas așa cu un gust amar? Că uite, nu s-a putut să se califice? Numai în seara aceea. Numai în seara aia? Ce s-a întâmplat? Ați fost certați în seara aia? Nu. Pe de fost super. Da, ce-a făcut el când după ce a pierdut acasă? Cum se purta când a pierdut de la Terescencu? Era trist sau? Nu era trist. Așa e lui tot una. Da, el tratează indiferent acest concurs, da? El se distrează. Da.
sănătate și eu vreau să eu vreau să vă spun că Vasile și-a pus pe TikTok pe TikTok-ul lui un 30 de secunde de la concursul de data trecută cu Terescenco. Așa? Da. Și are peste 500 de mii de vizualizări, da, la pe TikTok, la anume la 30 de secunde de la diaspora. Ce mai? Alege o foaie, una din două. Asta? Ok. Știi condițiile? Nu. Nu știi condițiile. Hai că le lămuresc acum, ca să înțelegeți toată lumea. Deci ea are aici 10 cuvinte. Dacă aici e scris nas, tu trebuie să-i spui cu el să miroasă, ca el să-ți ghicească cuvântul nas. Tu trebuie să-i spui cât mai multe amănunte, ca el să ajungă la cuvânt. E un fel de crocodil doar cu vorba. Da? Când el ghicește și spune cuvântul nas, tu treci la microfon vorbește. Poate într-un fel direct, de exemplu, dacă e pisic, spun că e miau. Da. Aha. Numai să nu spui cuvântul pisică. Aha. Și nu spune cu ce literă să începe. Dar în rest spui ce face, ce vrei. Da? Atenție. Împărțim ecranele voastre. Foaia să fie sub masă. Aha. Atenție. Deci ai înțeles condițiile, da? Nu ai voie să treci de la una la alta. Așa cum sunt scrise, așa treci de sus până jos. Da? Timp de un minut. Dar dacă nu ghicesc... Da, până nu ghicești, nu mergi mai departe. Okay. Da? Atenție. Suntem gata? Uh-huh. 3, 2, 1, start! Este un fluturisor și face găuri în șubi, în prostiri, e de obicei în dulap. Moli, corect, da. Mergem. Ea are magie și poate să facă din tine și mare și mic și de obicei în desanimate. Feie? Pe aproape, da, și mare și mic și are o baghetă și așa, știi? Feie? Nu! Altfel, are încă și căciul așa în povești, în cap. E poate și rea, de obicei e rea în desanimate. E tinitiv. Te vrăjești? Vrăjitoare. Vrăjitoare, da, mergem. Tu mănânci noi când ne ducem în parc și le scuipăm așa. Răsărită. Da, numai că și înăuntru. Miez. Da, numai că altfel sunt miez, la magazin cum scrie. Cu sare. Miezuri cu sare? Nu, numai că altfel. Miez. Miezul cu sare. Miez. Nu cu șoare? Miez de răsărit, cum e? Altfel, galbeni așa, din răsărit miezurile, cum se numesc? Sau le pui în pământ, tot se numesc așa, le pui în pământ și crești flori. Semințe? Da. Semințe, da. A expirat timpul. Gata, s-a terminat. Câte a făcut? 1, 2, 3. 3 răspunsuri corecte. Că a fost ai bine. Reușit, a fost bine. Ok. A fost ok, s-a cam complicat la vrăjitoare, dar asta e cu feia. Vladu! Hai, cine este prietenul tău care a venit? Cum îl cheamă? Andrei îl cheamă, prietenul Andrei, meu. Andrei. Hai, Andrei. Ați înțeles condițiile? Andrei, bună seara. Hello. Deci, dacă faceți 3, trebuie să faceți 3 ca să aveți măcar... Domnule, facem 4 și măcar... Da. 4, cu vinci și destul. Ai înțeles condițiile? Jos foaia, să nu vadă. Condițiile ai înțeles, da? Da. Atenție. Dă-te mai aproape de microfon, așa. Suntem gata? 3, 2... Eu am voie să zic pas, da? Am voie să zic nu, pas. Nu, până nu ghicești okay. Nu mergi mai departe. 3, 2, 1, start. Mascul la psic. Motan. Corect, este. Dansează în Georgia. Dans în Georgia. Lizghincă. Corect. La femei, la noi, sesicul la femei? Ovare. Corect. Mergem, arăm cu dânsul, arăm pământurile. Plug. Nu. Cu dânsul arăm, el tractor, conduce. Tractor. Este. Stă apă în trânsă. Tu bine trânsă acum. Sticlă. Este, mă. Culoarea drapelului nostru primul. Albastru. Nu. Roșu. Da. Din care parte? Mâncăm la țară cu chiperiute. Borș. Este. Avem, când tu dădei pe la gură, spune că am febră și... Dădei pe la gură? Cu burianul și ala. Da, ambrozii. Nu, tu ai lânsa. Eu am alergii. Este, mă. Oile fac... Caș, lapte. Nu. Oile fac și... Plana și... Lână. Este. Este. Omul care păzește un local. Local, baznic, da, paznic. Expirat timpul. Este... Câte are, mă? Deci le-a ghicit pe toate. Motan, Lezghinca, Ovare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 a bătut Vlad, 10 a făcut, 10 din 10. Felicitări, copii, mersi mult, Patrizia, mersi mult, copii, 10 din 10. Ce mai vrei? Extraordinare pentru prima dată că se întâmplă așa ceva la noi. Cum ți-a părut, nu? Bine? Da. Începând de acum, Aurica din Franța,
Apropo, mersi mult că ești cu noi. Hai să încet să punem la vot. Înainte de probele astea două, Josan sau Sliusarenko, voi acum puteți să sunați prietenii voștri, puteți să spuneți prietenilor voștri să intre pe live-ul nostru, să voteze, pentru că apare căsuța, unde vom avea... De ce e așa trist, mă, Josane? Stres. 20 de minute la dispoziție, unde să votați Josan sau Sliusarenko. 20 de minute? 20 de minute. E ok 20 de minute. Da. Puteți să faceți. Acum, pe Instagram, puteți să puneți... Sau dacă nu vreți, dacă credeți că nu e nevoie, mergem cu rubrica cu proba poezie, o probă unde diaspora vă dă cuvintele, iar voi cu aceste cuvinte faceți poezia serii. Poezia serii. Are rime hot dog, nu? Are rime hot dog? Da, numai că e englezism, nu. Hai, știu, englezism, se pupă aici. Da. Atunci să fie blană. Oh, asta e bună. Blană. Spuneți cineva din voi cuvintele toate care le... Care sunt 10 cuvinte? Care? Josan, Vlad, Ciocan, Viveriță, Păr, Țumburuc, Nas, Lână, Piarjă, Blană. Baftă, succes, aveți 7 minute la dispoziție, băieții, 7 minute la dispoziție. O probă importantă pentru ambii. Noi însă vă invităm la telefonul nostru, îl vedeți pe ecranele noastre, da? Vă invităm să ne sunați, să ne spuneți cine v-a plăcut sau cine vă place sau cine e mai tare în această seară. Până atunci vreau să dau citire câteva mesaje care ne vin. Oprea Lilia, vă salut din Israel, vă doresc o seară minunată și succes în toate, sunteți bravo. Viorica Fiodorovna Balan, bună seara diaspora, vă salut cu drag din Moscova. Toacă Lucia, bună seara, bravo Vlad, om cu carte, scrie Constantin Sârbu, bravo Josan. Deci au susținători, înțelegi? Lumea este foarte activă. Salut Anatol, salut Diana, sunteți super, vă admir foarte mult, succese. Lebedeva Viorica, mulțumim Viorica că ești alături de noi. Maria Ciocan, salutare lume bună, diaspora media. Foarte frumos. Uite, un alt salut vine de la Mariana Rafiev, bună seara din Bologna. Trebuie să fie tare bine acolo în Italia, cum îmi dau seama. Salut din Rusia, Anatol, sunteți super, mereu vă urmăresc, așa să o țineți sănătate ție și Diana, Dumnezeu să vă aibă în pază, Mihail Munteanu. Descoper oameni noi aici la noi în diaspora. Vine, vine.
Foarte frumos. Salutări tuturor, Constantin Sârbu. Bună seara, bună seara, Constantin. Salutare diaspora Tanicica, Tatiana. Bună seara, Camila Parodi, Vera Timbal sau Timbal. Sper să nu greșesc. Așa, Hristos a înviat la toată lumea de la Gheorghe Buzurniu, că adevărat a înviat. Doi nebunatici, scrie Elena Andrei Neagu, într-adevăr, în special la rosturi, chiar mi-a plăcut de ei foarte mult. Eu aștept să ne sunați în emisie direct, uite, numărul 069-050-565. Vă invităm să ne sunați pe WhatsApp sau pe telefon mobil. Oriunde ați fi, uite, vin celular. Saluturi și din Germania, Maria Contulescu, bună seara, Maria. Să ne spuneți cine credeți că e mai tare astăzi sau cine este favoritul în general în tot turneul ăsta. Ținem să vă aducem aminte că a rămas în turneul Mihai Soltuz. Avem Ina Terescenco, Nanu Danu a rămas și, uite, din ăștia doi, unul se califică. Ultimii patru vor fi cei care vor lupta de peste o săptămână. Săptămâna viitoare, vinerea, vă invităm la o discotecă, la un disco dintre Deep Stage și DJ Z. O să avem discotecă foarte bună, foarte tare, da? După care o să avem astea două lupte. După astea două lupte vine finala. Finala înseamnă totul, finala înseamnă sfârșitul acestui proiect de lupta vloggerilor și în sfârșit aflăm who is who, who is mai tare. Și de fapt acest proiect există pentru că să-i cunoașteți mai bine pe cei care sunt mai mult online, nu-i vedeți la televizor, nu-i vedeți sau auziți la radio, în schimb sunt foarte activ pe Instagram, TikTok și YouTube, Facebook, acum depinde. Ideea este că și noi i-am descoperit și am aflat mai multe detalii despre fiecare din Alo, ei. Alo, bună seara! Bună seara! Da, bună seara! Domnul Rusan! Succes! Wow, ce voce plăcută! De unde ne sunați? Dumitru Morari. De unde? Cu toată familia. Familia Morari. A fost Rosan mai bun astăzi? Mulțumesc, e, ești Rosan mai... Da, cel mai bun, cel mai bun. Toți ținem pe Rosan, chiar acum votăm. Cum apare... Da, a apărut. Fi votat, imediat votăm. A apărut sondajul deja. Fiți atenți, votați, da. Da. Mersi, toată familia și-l vot. Mersi, Morari, mersi. Da, mulțumim. Uite, primul sunet care îl susține pe Vasile Șosan. Ia să vedem cine îl susține pe Vlad. Ecranul se întoarce la telefon. Așa, fiți atenți. Rodica Burduja, salutări din Italia, Milano. Alo, bună seara. Hristos a înviat! Adevărat a înviat. Bă, ce poză, are o poză, a scos-o cineva, dar are o poză, mi-e foarte cunoscută, te rog. Vai, dar ce voce, deci sunt oamenii atât ea de plăcuți. Ea și arată atât de bine să vezi pe WhatsApp, alo? Alo? Bună seara, Natalia, Ana, Ana, bună. Bună să vă fie inima. Eu votez pentru Vlad, da, a fost mai bun. Vlad a fost mai bun astăzi. Văzut. Da, Vlad. Mulțumesc foarte mult. Mersi. Uite, ne urmărește lumea și din Paris, bravo, rusul Alexandru. Mulțumim, Alexandru. Uite, ne sună încă o dată, mă sună Morena asta. Alo! Nu te auzim, te rog, revină încă o dată. Mai revină că lui Anatolie i-a plăcut de tine. Mi-a plăcut, mă are o poză acolo. Alo! Sexy rău. Alo, bună seara, Anatolie. Bună seara. Salut! Vreau să urez succes băieților. Au fost foarte tari. Și... ce ține de finalistul care va ajunge în final, eu cred că băieții o să le dai voi la fata care a rămas în concurs. Ei doar dorește să cântărească mult. Te referi la Ina Terescenco? Da. Păi e unica. E unica care a rămas. De sex feminin. Nu se știe dacă o să cadă Ina cu unul din ăștia doi, pentru că tragele la sorții luni. Unde o să tragem la sorți să vedem care și cu care. Mm-hmm. Vedem. Într-adevăr. Vedem care și cu care. Cine ți-a părut mai bun azi? Ambi sunt buni. Bravo Vlad, bravo Tosan. Bravo vouă că ne urmăriți, da. Sunteți alături de diaspora. Mersi, o seară bună, mersi. Mulțumim. Seară bună. Băieții, voi mai aveți 2 minute, a? Până acum avem 100 de distribuiri. Sperăm că acest live să ajungă la cât mai multă lume, să ne urmărească, să comenteze, dar să și voteze, pentru că mai aveți o șansă să vă susțineți favoritul. Alo, bună seara. Alo, bună seara.
Seara? Aș vrea să schimb cineva, mă numesc Dumitra și Elena, care am fost data trecută. O, salutare, Lenuța! Fata care a luptat salut. Cu Ina Terescu. Fosta concurența lui Vlad. Te-am urmărit astăzi în live. Îmi pare foarte rău că nu am fost cu Vlad, dar de data asta chiar vreau să susțin. Oh, dar îți place de Vlad, se pare că... Știm că el e cel mai bun din acest live. Mulțumesc frumos. El e foarte bravo. La rosturi, cum ai văzut lupta? E destul de bravo. Nu știu dacă m-aș fi luptat cu el, dar... În fine, așa au fost fi. Nu. Deci mă bucur pentru ei și îl votez în continuare pe el. Ok, mersi mult. Mulțumim pentru Elena, susținere, baftă. Elena. Baftă. Apropo, vrem să întrebăm, tu mai vorbești cu Ina Terescenko? V-ați împăcat? Nu. Nu v-ați împăcat? Dar eu cu nimeni nu m-am certat. Cineva, dacă s-a supărat, s-a supărat. Am înțeles. Eu sunt pașnică cu tot. Ok, succes. Ce bravo ești. Seară bună ție, mersi mult. Seară frumoasă. Ce fair play din partea fetei, a? Băi, nu m-am așteptat, dar asta e. De obicei, ăștia care ies din concursul nostru ne urăsc sau nu vor să mai ne vadă sau se supără. Știi că, da. Alo, bună seara. Bună seara. Bună seara. Vreau să vă spun că emisia de astăzi este foarte plăcută, pentru că în diferență de ceea ce a fost data trecută, vreau să spun că sunt băieți de succes, pentru că a știut cum să-și răspuns la o glumă nepotrivită și asta foarte mult merită de apreciat. Într-adevăr. În favoarea lui Josan, dar ținem pumnii pentru ambii. Da, mersi. Ce frumos! Ai dreptate, bravo! Ai dreptate, momentul ăla când a spus-o, dar știa că poate să supere, știi? Și a zis, bă, scuză-mă, e doar concurs, știi? Da. Și asta, da. Și asta da, e o fază bună. Asta e cel mai mult de apreciat. Până la... Ambă, da. La ambii. Mersi. Deci, Josanu zice că am impresia că Josan în primul rând s-a uitat la live-ul cu Terescenko. De asta e stimie de o reacție. Siguranță, de la da. Gata, s-a terminat timpul. Cine începe? Vlad, începem cu tine. Cel care a terminat primul. Da, eu am început, dar... Da, uite că Josan mai are de scris. Hai să fie așa. Îi cedăm totuși. Uite, ne sună din Franța, ultimul apel din Franța. Alo! Bună seara! Păi, niciodată nu am încercat atâta de mult să spun la voi ca acum seara. Hai, ai șansă. Este salutări Anatol, Diana. Salut. Și ținem pumnii pentru Vlad. Super! Mulțumesc, bravo! Mulțumesc! Bravo, Vlad! E bun Vlad-ul, a? E și inteligent, cum a spus celălalt. E mare, e mai mare. Băi, da, e mai aproape, e de vârsta noastră. Da, e mai bunie el, e mai distant. E mai bărbos. E mai aproape de noi, de durerile noastre, de cârjele noastre. Mersi mult, Franța. Ok, seară bună. Mersi. Cele bune, pa. Gata, s-a terminat. Vladu, tu ești cel care începe. Hai să aducem aminte încă o dată la lume acele 10 cuvinte. Deci, cuvintele sunt Josan, Vlad, Ciocan, Veveriță, Păr, Țumburuc, Nas, Lână, Piarjă și Blană. Ok. Poezia lui Vlad, ne pregătim de ea. Și îți dau startul. Poate să înceapă poezia la 3, 2, 1, start. Veverița lui Josan mi-a sărit în cale. Mi-a dat și un ciocan, mi-a oferit și o piarjă. Și-a zis, Vlad, când îl vezi pe Vasea, trage una peste nas. Sunt buruc și este. Vrea să facă din mine pled, crezând că eu am lână. Tu, om cu păr în cap, zic că eu am blană. Trebuie să-i aduci în pastilele, Vlad. Tu nu ai adus calmantele alea. Dă poezia. E cum poezie, asta nu e poezie? Dă-te-o. Cum ți-a părut poezia lui Josan? Cum s-a părut? N-am ascultat-o, dar e bun. N-ai ascultat-o, dar e bun. E vers alb, hai spune-mi. Eu văd că lui Josan îi place tot ce face Vlad. Da. Eu îl sun. Dar el nu ascultă niciodată. Da. Veverița lui Josan mi-a sărit în cale. Cum mă explici asta? Deci, uite, fiecare om are câte o veveriță. Și a lui,
al lui? Al Viverița lui Josan, m-a văzut și... Te-a vrut, adică te-a vrut să te salute. M-a scuzat, cumva... este o vorbă din popor, tipa, eu adaug la cuvintele lui, tipa, te apucă viverițele, știi? Te apucă viverițele tale, știi? Viverițele e cumva prizonieră. E prizonieră. Mi-a sărit în cale, mi-a dat și un ciocan, mi-a oferit și o piarjă. Gen, uite, îți dă un ciocan dacă îți trebuie, îți dă și o piarjă, și am eu. Înțelegi? Și am eu cel mai scump, îți dau. Josan are piarjă? Nu, e, viverița are piarjă. Viverița lui Josan are piarjă. Da. Și are... Ok. De ce fantezia mea joacă? A zis Vlad, când îl vezi pe Vasea... Da, era foarte disperat, viverița apropo. Viverița vorbea cu tine, da? Da. Tu, da, da. Cine mi-e sănătos din voi? Viverița sau tu? Că de... Nu. Dacă, hai că viverița ca viverița. Tu o viezi. Da? Tu viverița. Eu cumva eram gen... unii? Ceva aud. Aha, tu ești viverița. Aha. Trage una peste nas, țumburuc și este. Da. Gen, dă-i te rog una. Dă-i așa una. Viverița lui Josan ți-o transmis să-i tragi una. Da, e când îl văd pe Josan, că nu poate, înțelegi? Și m-a rugat pe mine. Când îl văd să-i dă una peste nas, țumburuc și este el. Vrea să facă din mine pled. Da, eu te fac plet că eu să mă încălzesc cu tine, înțelegi? Eu te... Crezând că el are lână... Crezând că el crede că viverița are lână, înțelegi? Dar de fapt viverița doar n-are lână. Dar ce are viverița? Viverița are blană. Viverița lui are blană și piarjă. Da, și piarjă. Tu, un om cu păr în cap, zic că eu am blană. Da, tu, om cu păr în cap, fiecare avem ceva. Așa are blană, așa are lână. Așa la... Înțelegi? Da. Așa are șuric. Nu, eu serios, eu nu înțeleg. Ok, mergem mai departe. Atenție. Josane, te pregătești de poezia ta. Deci, am impresia că fix așa să fac și cu poezia ta. Nu. Deci mai întâi tot vreau să le mulțumesc profesorilor mei de limba română, care m-au învățat, pentru că eu la limba română îmi plăcea foarte mult să compun. Adică, tu erai? Serios? Da. Serios, m-am stăruit să fac cât de cât o poezie. Hai okay, la microfon mai aproape. Întoarce microfonul puțin mai sus, așa. Întoarce microfonul mai sus, înspre așa. Okay. Ca să audă voce. Atenție! 3, 2... Stai că împărțim ecranele, stai că trebuie să facem frumos, că da. Ce știi din poezia asta, tu o pui pe TikTok și iar faci jumate de milion, înțelegi? Nu mai este. Josane? Da. Poezia este la 3, 2, 1, start. Josan al nostru-i bun băiet, dar și Vlad nu-i încușet, cu păr mare și frumos... Țumburuc nezbătios. Viverița cea roșcată fură piarja cea uscată. Lâna când ce-o pieptăna, muci din nas ei curgea. La ciocan ea se gândea. Am încercat să folosesc. Poți să mai citesc o dată dacă vrei. E bună rău. Da, a fost cuvântul păr? Sau eu? Da, sau... da? N-a fost cuvântul muci. Josan al nostru e bun băiat. Asta tot despre cine vorbește? Despre tine, da? În primul rând trebuie să-ți placă de tine, da? Da, să-ți placă de tine și... Dar ți-ți place de tine? Foarte tare. Eu chiar și mă stimez. De la 1 până la 10, cine e cel mai bun prieten? Tu? Da. Ok. Dar și Vlad nu e încrușet. Ce legătură are... Eu știu și asta încrușet, dar și sens e aici. Josan al nostru e bun băiat, dar și Vlad nu e încrușet. Adică... Tipa, încrușet, nu e atât de rău și el, știi? Aha. Adică tu ești bun, dar și el... Și el nu e rău. Nu e rău. Și cu păr frumos, ia uite acum. Cu păr mare și frumos, țumburuc năzbătios. La ce ai avut în vedere când ai spus țumburuc năzbătios? Ce ai avut în vedere? La Vlad e țumburuc năzbătios sau cum? Nu, asta doar a fost. Am încercat să emit ceva. Dar tu că tu ai spus, uite, cu păr mare și frumos, Vlad, țâmbăruc năzbutios. Adică, unde ai văzut țâmbărucul lui Vlad năzbutios? Stai, Vlad, poate el a avut îmi dire că eu sunt țâmbăruc năzbutios. Da, pe tine te-o numim. Păi eu aștept să-mi explice. Pe tine și tot ce ai tu. Viverița cea roșcată, fură... Piarja cea uscată. De unde până unde ai ajuns tu la viverița? Dar pe asta deja a doua strofă. A doua strofă, a? Viverița fură piarja cea uscată. De unde o fură? Cum de unde? De unde se află piarja? Genial.
Genială, omule. Ce prost sunt, nu mi-am dat seama că Pearja stă într-un loc și Vivița vine. De unde? De acolo, de unde stă, mă, Pearja? Mă, prostule, mă, cum? Bă, dar nu-ți dai seama, mă, Anatolie. Bă, de ce? De ce dau așa întrebări prostești? Dar în copilărie n-ai avut niciodată mămica să zică Anatol, adă-mi, te rog, așa e aia. Dar să nu spună și. Și apoi stai să te gândești. Oare... Sau... Nu? Anatol, du-te până acolo. Dar unde stai? Niciodată nu-mi spunea Anatol, du-te, pentru că eu aveam frații ăștia mai mică. Abțița mie ar sfera. Mamica știa că dacă îmi spunea mie, direct mesajul ducea la ăștia doi și direct le spunea la cei mai mici, ca să nu mă mai duc eu. Lâna când și pieptăna, cine, mă? Da, el... Viveriță, da, dar el... Viveriță, lâna? N-are lână, dar aha. Eu... Muș din nas ea îi curcea, la ciocanie se gândea. Lămurește-mă, Viveriță, acum... Eu prima dată aud o Viveriță care se gândește la ciocan. Da, păi e... treptat anii și trec, păi ea nu mai poate cu dinții să fără minușile, știi, și poate să gândești la ciocan. Ardeni să... Tu nini arăți și cum bat ciocanul? Cred că, ca și cum eu din Zambia și nu știu ce, da, ciocan sau cum. Deci, Viverița, având probleme de viață, de vârstă... Îi curg mușii și ea se gândește la ciocan între timp. E, hai, Doamne. Pune un buznac. Hai că au fost inspirate versurile, totuși. Felicitări. Dăm aplauze și pentru această probă. Bravo, 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 bravo. Am bine. Ajuns la final, nu? Am ajuns la final. În acest moment, eu am să vorbesc 3 minute cu partenerii și sponsorii din această seară. O rog pe Aurica să-mi dea rezultatul de pe Facebook. Voi vorbiți între voi 3 minute, după care aflăm cine se califică mai departe. Cât de simplu e, a? Vorbiți între voi, eu repede stau de vorbă cu partenerii și sponsorii pe care îi rog să votăm în acest moment. Vlad, spune-mi, te rog, ce te-a deranjat în seara asta la Josan? Nu m-a deranjat nimic. E, chiar așa bun ești tu? Nu, nu e vorba că sunt bun, dar gen am luat atitudinea potrivită și chiar nu m-a deranjat nimic. M-a simțit bine. Ok, tu, Josan, ce ai de spus la această întrebare? La fel aș spune asta, pentru că la nivel de conștiință este show, până la urmă urmei. Păi de ce ați mai venit? Că nu mai înțeleg, adică nu te-a deranjat chiar nimic? Păi eu n-am venit faptul că să-l supăr, eu doar n-am ales, să spunem așa, persoana care eu să vin să o supăr, că am ceva pe ea. Așa ne-o ales diaspora, așa ne-o ales Anatol. Ok, spune atunci ce ți-a plăcut, o calitate, două, trei. Mi-a plăcut faptul că o înțeles glumele pe care le-am spus și nu ca alte emisiuni precedente sau supărat sau să ieșim de aici și să nu ne salutăm pe urmă când să ne vedem sau chestii de gen. Adică e ceva ok. Vlad? Mi-a plăcut că cum înțeles și el glumele. Deci a cerut scuze înainte să te atace. Dar nu era nevoie. Nu era atac la persoană. Nu era nevoie să ceară scuze, pentru că eu înțeleg glumele, cumva eu dat cu asta. Și mi-a plăcut că el e tânăr, ambițios. Eu cred că dacă el să continue în maniera asta, da, el să fac ceva. E cum? Îl vezi concurent pe Josan? Îl vezi concurentul tău pe Josan? Nu. De ce nu? Pentru că eu, în primul rând, sunt mai mare și cumva el tot timpul o să fie în urma mea, ca experiență, ok, ca... Trecut prin viață. Mai da, mai da, da, adică, dar bine, iau și acum alt mod de viață și alte posibilități. Dar ce crezi tu, Josan, că ai putea să înveți de la Vlad? Principiu, el deja, adică el activează pe YouTube și ține cu lumea, cu chestii și cu toți înțelegem că asta e... Suntem în secolul 21, deja banii nu-ți mai fac cu sapa și chestii genul, dacă vrei să fii scos în evidență. Pur și simplu, dă și aici ce ai în tine, adică și el la fel, e stand-uper, dar el face ceva, umor, chestii de genul și... Păi, vrei și tu să faci ce face Vlad? Nu, că ce face Vlad, plus minus în social media. Mai înțeles. Este pentru tine un exemplu, Vlad? E o persoană destul de ok. M-am uitat la ceva... Îi dai votul tău în seara asta? Da? De ce și nu? Băi! Uite, sincer, eu n-am... Blin... Nu cred că spui asta. Nu... Eu... De obicei eu... Nu că-s deprins, dar m-am învățat în viața asta și sper și să câștig. Adică... Te-o călit? Da. Femeia. Da, nu mai femeie. Așa viața asta, știți cum. Ce sfaturi i-ai da, Vlad, tu lui Josan? Să nu fac fan service, da? Fan service?
Asta... Explică, vezi că nu înțelege. Deci nu faci și ei și oamenii mănâncă și vor oamenii să vadă. Fă tu și ți-i place. Da, da, da. Și dacă tu te uiți în telefon sau unii faci tu și faci, nu are important. Și dacă ție îți place, nu ok, hai să grăim că gusturile încă nu sunt formate, cel puțin cred că, dar nu te lua de valul ăsta că oamenii asta mănâncă și tu trebuie să le dai asta. Da, da. Numai pentru asta ca să fii la nivel, să ai, nu știu, acolo, popularitate și cea mai departe. Încerc scuze, Gagu Work Service așteptă votul vostru pe SMS, că doar voi ați rămas. Crezi că ai putea să faci ceea ce zice Vlad? Sigur, eu asta și fac. Eu, sincer, foarte puțini oameni care foarte puțină critică eu în considerare. Adică dacă mine cineva mă critică... Ți-e tot una. Nu că mi-e tot una. Ideea, încerc să văd dacă într-adevăr este o problemă în mine și ei mă critică numai din motiv. Ești analitic. Da, numai din motivul ăsta. Încerc să evit problema asta, să mă schimb spre mai bine, da? Păi dar asta, încerci să fii pe placul oamenilor, ceea ce spune Vlad, că n-ar trebui să faci asta. Nu, înțelegeți că sunt oameni diferiți. Unii te critică din motiv că într-adevăr în mine este o problemă, iar alții pur și simplu invidiază. Mm-hmm. Respectiv, eu deja privesc părțile astea și înțeleg din ce motiv oamenii mă critică, dar alții mă invidiază. Evident că nu mă uit la ei și chestii și merg mai departe. Dar tu ai vrea să fii pe placul tuturor? În primul rând, ce fac eu? Eu fac pentru mine, sincer. Eu am avut în vedere că eu am studiat un pic Instagram-ul tău. Așa. Și la mine nu a intrat, adică nu știu. Probabil, da. Poate că acum. Și acum ce am vrut să spun? Am vrut să spun că dacă asta vrea lumea să vadă. Da, tu știi că... Stai, da. să-și termine dacă gândul. Dacă vrea lumea să vadă asta și tu faci asta de dragul lor, pentru că ei asta vor să vadă, nu e ok. Dar dacă la voi acum, în vârsta voastră și în pătura voastră de interese, asta merge, atunci asta înseamnă că eu nu înțeleg. Băi, dar tu știi că ei tineretul, nu înțeleg story-urile noastre. Și reciproc. Reciproc. Uite, cum ai glumit tu astăzi de Gurțcaia, el nu știe cine e Gurțcaia. Chiar, uite, numai noi ăștia trecuți de 40 de ani, de 50, ăștia care deja avem pusul coroana aparte, noi o înțelegem. Dar ăștia, da, ne dau seama. Ăștia copiii au target aparte, încep să... Nu, dar eu am vedere de content, adică de vine-urile astea care... Adică sunt mai multe cuvinte sketch-uri. Sketch-uri. Cuvinte necenzurate care crea, cum, e mai ușor să faci o glumă și să amuzi pe cineva când folosești o prostie. O prostie, da. Da, dar asta nu e, cum spun, nu e profesionist, hai să spunem așa. Asta e ușor, dar asta e ieftin. E cel mai ușor, știi? Cumva, adică eu aș miza pe ceva mai, nu știu, mai constructiv, mai gândit un pic, știi, gen... Doamnelor și domnilor. Acum asta așa, a vorbit general, tata cu fiul, știi? Am văzut așa o atitudine, tata cu fiul, jur. Eu tot vorbesc prostii. Adică, da, ni tot îmi place să-mi jur, dar la momentul potrivit. Eu am să vorbesc prostii azi dacă nu treceți acolo, pentru că avem rezultatul final și avem niște votări. Avem niște voturi. Așadar, doamnelor și domnilor, vă readucem aminte că în această seară Vasile Josan l-a întâlnit pe Vlad Sliusarenko. Unul din ei se califică în ultimii patru. Ultimii patru, asta ar însemna că poate unul din ei se dea de Soltuz, de Terescenco sau de Nanu Danu, cineva din ei. Pe mai departe, treaba este foarte simplă. Jumătate de vot vine de la Facebook, jumătate vine de la parteneri. În cazul în care este egalitate, ne ducem la probe. Hai să aflăm rezultatul voturilor de pe Facebook. Și aici avem așa. Facebook-ul a votat în felul următor. Cineva a luat 52% și cineva a luat 48%. Cineva are 382 de voturi și cineva are 359 de voturi. Iar Facebook-ul a votat pentru... Josan primește votul de pe Facebook.
Josan câștigă votul de pe Facebook. Mergem mai departe. Mergem mai departe, partenerii și sponsorii. Josan are jumătate de punct. Ce se întâmplă în această seară? Mergem cu voturile partenerilor și sponsorilor. Mergem cu Maxi Shop. Maxi Shop dă votul pentru... Maxi Shop dă egal câte jumătate de punct. Maxi Shop dă egal la ambii. Mergem mai departe. Gagu Work Service dă votul pentru... Gagu Work Service dă egal pentru ambii. Mergem cu Panda Tour. Panda Tour, agenția de turism, dă votul pentru... Panda Tour dă egal, egal, al treilea egal din această seară. La această probă, Vlad are nevoie doar de victorie ca să vedem ce s-a întâmplat la probe. În cazul în care este egalitate la această probă, la aceste voturi, Josan pleacă mai departe. Doar Vlad are nevoie doar de calificare în probe, să vedem ce se întâmplă acolo. Au mai rămas 3 sponsori, 3 parteneri și avem egalitate. Și mergem în acest moment cu... Eurobus. Eurobus dă votul pentru Josan. Primește vot de la Eurobus. Avem scorul de 4-3 pentru Josan și mai sunt 2 sponsori. Sunt 2 sponsori. Vlad are nevoie de ambele voturi ca să plece, ca să plecăm la probe. Premier Fitness dă votul pentru... Vlad Sliusarenko primește vot de la Premier Fitness. Este egalitate și avem un singur partener, un singur sponsor. Care, atenție, dacă dă punct pentru Josan sau dă egalitate, Josan se califică mai departe. Dacă a priori dă vot pentru Vlad, ne ducem la probe, ne uităm ce avem acolo. Iar a priori... În această seară, dă votul pentru publicitate să vină și apoi. Diaspora Media, partenerul tău într-o afacere de succes. Îți oferim publicitate eficientă la cele mai avantajoase condiții. Pentru informații, sună acum la telefon 373-7909-939. Diaspora Media, fii mai aproape de cei dragi!
Îți dorești să fii independent financiar și să câștigi bine? Angajează-te în Germania cu oferte direct de la angajator. Salariu net cuprins între 1400 și 2000 de euro lunar. Posesia actelor europene este obligatorie. Pentru informații suplimentare, sună acum la numărul 078-985575 sau accesează pagina de Facebook Gagu Work Service. Finisați reparația casei cu Damalio. În premieră, în magazinul Damalio, poți procura în rate cu 0% toate produsele. Polisteren, expandat și grafitat, vate minerale, adezivi, uși, sisteme de încălzire, laminat, teracotă și chiar totul pentru băi. Ne găsiți pe strada Varnița 2/14. Faceți reparație frumoasă cu Damalio acasă. Yeah. Am revenit. Treaba e foarte... E foarte. Și avem în felul următor. În acest moment avem scorul de 4-4. Un singur partener și un singur sponsor a mai rămas. Dacă a priori dă votul pentru Josan, Josan merge mai departe fără să ne uităm la probe. Dacă a priori dă egal, Josan merge mai departe, fără să ne uităm la probe. Dacă a priori dă votul pentru Vlad, ne ducem la probe. În cazul ăsta, hai să vedem repede ce s-a întâmplat la probele noastre, ca să nu mai numărăm. La proba zona 47, Josan a câștigat. La cultură generală a câștigat Vlad. La concursul cu mască a câștigat Vlad. La cuvinte cu prietenii a câștigat Vlad. La rost și la poezie eu v-am dat egalitate la ambele probe. Atât la rost cât și la poezie eu v-am dat egalitate. Asta înseamnă că dacă Vlad primește votul, Vlad merge mai departe datorită probelor. La rost v-am dat egal la ambii. La poezie v-am dat egal la ambii. La cultură generală, la costum și la cuvinte a câștigat Vlad. Așa că probele sunt câștigate de Vlad. Acum totul depinde de a priori. Mersi mult la ambii. Mersi mult la ambii. Mă, nu stați mă așa, mă, că e show, mă. A, mă, că e show. Ei, lăsați mă, dracu, lasă-mă. Hai, uitați-vă acolo, dar nu stați atât de încordați, că asta e. Asta e ce. A priori dă votul pentru Vlad Slusarenko merge mai departe. Tăvăi împărțite în hotare. Am plecat toți cu destinele în lume, tot mai uniți prin tradiții și nume. Frați și surori să ne ținem de mâini, pasărea mei suntem bine rădăcini.
acasă. Și ție, mamă, aș vrea să-ți spun că țin fiorul din sufletul spun.